Partenerii emisiunii: Oasis Shopping Mall. Echivalența. Vă salut într-un nou episod, Madame. În luna dragostei ne-am propus să cunoaștem mai multe cupluri frumoase și romantice din țara noastră. Elena și George sunt doi dintre ei și vreau să-i cunoaștem împreună. Au o poveste frumoasă, sunt romantici, îndrăgostiți și vor o nouă schimbare de look aici, la Madame. Să începem! Ea spune la urmăritoare acolo, eu ți-am spus vreodată, mă doare capul. Au fost momente, dar au fost cu motiv, adică și chiar o durere capul. Timp de un minut, fiecare din voi o să povestească momentul în care ai simțit că iubești. Nu doar te-ai îndrăgostit, dar iubești. Nu știu cum asta o să sune, dar exact atunci când m-a cerut în căsătorie. Îți dai seama? A fost iubesc, cred că după jumătate de ani de relație. Am iat așa o rochiță, să-i zicem așa, adică e de tip creion. Ești da? Curajoasă? Dacă porți așa rochii... Da, 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 da. Recunosc că îmi plac, dar le port doar ocazional. De tom soare deja mă las în mâinile expertului. Bine, dar ești deschisă, da? La da, la o schimbare radicală sunt deschisă. Mie îmi place când eu am libertatea de a crea. Astăzi avem o ediție specială marca Madame. Pentru că suntem în luna dragostei, vrem să vă facem cunoștință cu Elena și George, un cuplu minunat care vor să ne povestească istoria lor de dragoste. Mă numesc George, am 33 de ani. La moment sunt manager la un hotel din la noi din Chișinău, unul dintre cele mai bune, să spunem așa. Pe lângă manager, mai sunt și antreprenor și am și o companie de consultanță în domeniul Horeca. Cam asta aș putea spune acum despre mine. Foarte entuziasmată. Tată și soț. Tata lui Carol, să spunem. Da, cred că asta e și ceea ce ne unește pe noi doi, mai nou și la moment, de când am devenit părinți, suntem părinții lui Carol, așa ne prezentăm, pentru că Carol este un nume mai puțin întâlnit. Și eu la fel, da, sunt mămică, sunt în concediu de maternitate și activez ca creator de conținut, pentru că îmi place foarte mult să fiu activ în online, să fac videouri amuzante, asta e ceea ce mă reprezintă, dar și videouri motivaționale, aș putea spune eu, cum ne dezvoltăm și tot ce înseamnă dezvoltare personală în Instagram, da. Totul a început în UK, în Londra. Asta era prin 2016, luna august, deja putem să spunem așa. Eu lucrând la un hotel, a venit o moldoveancă la noi, la muncă. Și Elena, cum blondă, frumoasă și focoasă. Atunci? Atunci, da. La început am început, să spunem așa, sprietenim ca cum cunoscuți dintr-o țară din Moldova, că eram străini acolo și cumva ne lega anume valorile astea mai mult. Faptul că eram din aceeași țară. Aceeași țară, da. Dar, să spunem cum a avut loc prima întâlnire, cred că după disco sau până ne duce la disco, dar prima întâlnire a avut loc în sala de sport, pentru că Elena, fiind antrenoare de fitness, acolo și ne-am întâlnit. Eu având o problemă atunci, și care e poate și bântă și acum, am avut kilograme în plus. De acolo că am să legat chimia asta între noi, anume... Te-a cucerit Elena antrenoarea. Da. Elena antrenoarea m-a cucerit prin faptul că am început să lucrez mai mult tehnic și corect și să am un regim echilibrat, să spunem, atât la muncă, cât și în care. Înțeles că femeia asta în viață să fie... Am simțit atunci că este persoana care rezonează cu mine și care avem foarte mult în comun. Dar nu te-ai supărat că te oboseam la sală? Dar foarte mult în comun, știi? Iată, acum spune sincer, nu te nervai că eu eram prea sever în sală? Mă nervam, dar îmi plăcea, știi? Iată, eu să fiu sincer, eu aveam ca... Eu chiar și eram
abia finisasem maseratul, da? Și eu mi-am pus așa ca principiu, zic, eu niciodată nu o să mă îndrăgostez de persoanele, îndeoseb bărbații pe care o să-i antrenez, știi? Și colmea e că... Dar cumva, să zic așa, el m-a cucerit, deci da, i-a trebuit un pic de timp să mă cucerească, tocmai din motivul ăsta, dar m-a cucerit anume prin faptul că el e un om foarte organizat, sincer și foarte calm. Deci eu alături de el, el mă cizelează, ca să zic, eu sunt mai vulcanic, așa sunt mai... Și iată anume în el bunătatea sufletului, asta este ceea ce m-a cucerit și îmi place maxim. Adică noi ne completăm unul, da, pe celălalt, da. Și pot să zic iată asta și a fost chimie, da, dintre noi. Noi am înțeles deja pe parcurs, bine, primii 2 ani de zile... Las că eu o să vorbesc despre cei 2 ani. Primii 2 ani de zile am crezut că e, nu știam nici calvar a nimerit, adică nu calvar. 2 ani de zile noi pot să zic că ne-am cizelat unul pe celălalt. Fiecare sau mai bine zis, ne-am arătat. Fiecare își arăta ambițiile, cine mai... mai mult poate, cine mai mult vrea. Nu, dar știi cum, adică când ești într-o relație, doar vrei să-ți pui aturile tale, da? Că iată, eu vreau asta sau îmi place asta sau așa. Și eu consider că a fost bine, pentru că noi în 2 ani de zile ne-am cizilat, am înțeles ce și cum. Și noi acum pot să zic ferm că noi nu ne certăm, la noi tot se rezumă la discuții, luăm deciziile echilibrat, dar în 2 ani a fost așa, de test, ca să zic așa. Da. Nu pot să zic că are defecte. Poate sunt unele chestii care, de exemplu, eu nu le iau un calcul ca defecte, dar încerc să o înțeleg că ea poate, de exemplu, este obosită și nu vrea să facă chestia asta sau nu are chef acum și am început să o înțeleg că nu trebuie să insist eu cu chestii care îmi plac mie, să-i le impun Eleni, că ea trebuie să le fac ca așa îmi place mie. Ea spune la urmăritoare acolo, eu ți-am spus vreodată că mă doare capul. A fost momente, dar a fost cu motiv, adică și chiar o durere cap. Da, dar în linii generale, defectele noi le comunicăm, adică și chiar dacă este o mină sau ceva. Da, deci comunicare primul plan. Un defect sau poate să apară și ceva care poate și din cauza mea. Și asta e... Nu ești orgolios. George are o calitate că el știe să cedeze, da? Adică în momentul în care el a înțeles că nu tocmai are dreptate, el cedează și cumva, iată, ăsta e un plus foarte mare, pentru că mie nu-mi place când bărbatul el nu-i corect, dar el ține una și bună, că el doar e cocoșul, da? Iată, George știe că dacă nu a avut dreptate, atunci își cere scuze și iată. Îmi place foarte mult că noi, adică, mergem pe sinceritate și cumva asta e și un atuă. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă văd aici la mine în cabinet, la terapie de cuplu și vreau să vă întreb, chiar dacă noi am avut ședința noastră de cuplu înainte, acum în continuare o prelungim, vreau să vă întreb cum e pentru voi să fiți ca și cuplu la terapie? Cum ați simțit că e asta terapie? Poate să încep eu. Pentru mine asta e o experiență nouă, îmi place foarte mult și simt așa o deschidere foarte frumoasă. Nu am mai făcut, e prima noastră experiență, dar ceea ce se întâmplă îmi place. Deci cumva ești confortabil. Sunt așa foarte entuziasmată de tot ceea ce noi am discutat și de tot ceea ce se întâmplă, așa că cu siguranță recomand terapiile. Chiar dacă totul este bine, recomand pentru că e ceva... Foarte mulți cupluri vin, chiar dacă la ei este elementul de bine, pentru cuplurile moderne au momentul ăsta de... Ce putem face mai eficient, mai compatibil, mai în conexiune unul cu altul? Cum e pentru tine, George? Eu, în primul rând, sunt recunoscător că mă aflu aici. Cum a spus și Elena, este pentru prima dată. Și cu toate că am discutat în avans, mi-a plăcut foarte mult că am auzit și părerea unui specialist cum te vede dintr-o parte, punctele slabe, punctele tari și la ce trebuie să mai lucrez. Și cred că asta joacă un rol foarte important și în relația de cuplu. Vorbești despre partea asta când am făcut testele, când am înțeles cum vă funcționați, compatibilitatea, cum sunteți ca psihotip, da? Și că noi, chiar cum spuneați, avem cel puțin puncte foarte comune, foarte multe.
Ții minte, noi am făcut un exercițiu în care eu am numărat, fără voi să observați, ce cuvânt voi l-ați repetat de mai multe ori. Ți-aduce aminte cuvântul tău? Da, desigur. Care? Comunicare. De care? Elen, tu ți-aduce aminte cuvântul tău, ok? Da, libertate. O să vreau lent să trecem la câteva exerciții pentru voi, așa cum noi avem sărbătorile astea de inimă, iubire, conexiune. O să luați inima, da, elementul ăsta de simbol, hai să spunem așa, și timp de un minut fiecare din voi o să povestească momentul în care ai simțit că iubești. Nu doar te-ai îndrăgostit, dar iubești. Elen, când? S-a întâmplat contextul, situația, scenariul, descrie. Nu știu cum asta o să sune, dar e exact atunci când m-a cerut în căsătorie. Îți dai seama? Zi de ce? Cum? Pentru că el m-a mințit că ne ducem să avem o întâlnire cu nu știu ce colegi de-a lui și noi ajungem la restaurant și eu ca aperitiv primesc inelul. Și eu eram așa gen... Iată, acela a fost momentul când eu am înțeles că eu iubesc trup, suflet, creier și tot ce înseamnă, adică eu omul ăsta îl iubesc, da. Foarte interesant. George, e inima? Când a fost în cazul tău iubesc? Iubesc, iubesc. A fost iubesc, cred că după jumătate de ani de relație, pentru că prima jumătate a fost mai mult așa cunoaștere, să înțelegem cine știi își dorește de la viață, foarte multe cuceriri, ceva de genul ăsta. El s-a chinuit. Dar după jumate de an, și eu am fost primul în relație care am spus că iubesc, eu am fost primul care, să zic, m-am îndrăgostit. La Elena simțeam că este chestia asta, dar mai așteaptă ceva. Mai așteaptă în dosarul ei dovezi că iubești. Așteaptă în dosarul ei dovezi, da. Și cam în felul ăsta de curs situația. Mulțumesc mult! Eu o să vreau să luați câte un set de carduri, sunt la întâmplare. Puteți să le priviți între timp și să vă uitați la ele și că da, priviți-le fără să vă uitați unii la alții. Sunt imagini cu tentă așa mai sumbră, hai să spunem așa. Și vreau să alegeți câte un card care poate vă reprezintă direct sau indirect perioadele voastre de criză, la începutul relației. Deci, ceea ce a fost pentru voi un fel de obstacol, ceva de trecut, ceva de... înțelege de ea? Deci, o imagine care reprezintă o zonă de am trecut prin asta sau nu mi-ar place, chiar dacă n-a fost niciuna din ele, nu mi-ar place să trecem în relația noastră peste asta. Deci, o zonă minus care ați trecut-o sau nu v-ar place să o treceți. Alegeți o imagine. O zonă minus pe care da. Nu mi-ar place să o trec. Da. O singură imagine. Eu o să rămân pe imaginea asta. Uh-huh. Să o arăt. Da, da, da. Timpul. Uh-huh. Zi-mi cum asta e un obstacol pentru. A fost un moment în relație când eu am simțit că este nevoie de timp. Să treacă timpul ca lucrurile să se aranjeze și să, după asta să decurgă bine. Uh-huh. Adică eu am simțit că este nevoie de timp, fără ca noi să intervenim, doar să ne dăm timp, ca timpul să rezolve acea situație. Asta-i. Te-a ajutat? Da. Soluția respectivă. Da. În prezent tot prin prisma timpului ei deciziile? Da. Nu le grăbesc eu, nu le forțez. Îi dau timpului timp, ca să zic așa. Deci elementul ăsta a fost elementul care te-a ajutat să fii sigură, da? În anumite lucruri care țin de emoții inclusiv, corect? George, ce imagine ales tu? Nu știu, eu am ales imaginea asta. Mm. Imaginea asta reprezintă eu cum o înțeleg. Nu știu dacă ea a fost un obstacol pentru mine, dar... Noi vorbim acum de relații sau de trecut? De trecutul vostru în relații sau despre ceea ce nu vrei să fie în relații? Ceea ce nu vreau să fie în relații, să spun, din ceea ce am eu aici, nu mă reprezintă nimic absolut, dar din ceea ce este acum, eu vreau ca la noi în relație să nu ne tăiem aripile unul la altul, niciodată. Și acum din toate imaginile care le aveți acolo, extrageți două care reprezintă ingredientele cele mai importante care vă unesc cuplu. Deci
elementele care fac ca cuplul vostru să fie conectat, unit, atâta ani? Mai eu am așa de multe. Înțeleg, dar trebuie doar două. Doar două? Doar două, care reprezintă ingredientele care vă conectează ca și cuplu. Exercițiile cu cardurile ne dau posibilitate prin imagini să vedem mult mai mult, dar de ce are nevoie fiecare partener în relație? Ui, sincer, dar de ce nu tot? Stați că eu mă uit, mai întâi le analizez pe toate, nu avem timp limite de ale așa. Puteți să le priviți și respectiv să extrageți doar două. Iată, astea două. Poți să le pun, da? Da. Să astea două. Le pui două, astea două, așa. Da. Am și confirmarea la ele, de ce, adică... Eu am 5. Două, George, 2000, tot mi-a fost greu să aleg, dar... Încă alegi. Ai ales 3. A, tot și ai ales 2. Aha. Prima, a doua, așa? Da. Uh-huh. O să-i dau voie lui George, inițial. Hai, George, spune. Povestească de ce aceste două ingrediente, cum asta vă conectează pe voi doi. Dacă vorbim despre prima, despre cele două lebede care eu le văd acolo, de exemplu, la moment, să spun așa, eu fără Elena deja parcă n-aș putea funcționa, pentru că ea e o jumate, e un puzzle, da, să spunem așa. Și avem foarte multe în comun care am găsit cheița sau succesul cum noi funcționăm împreună. Și dacă noi să fim la departare unul față de altul, nu mai merge cum ar trebui să. Deci primul este elementul ăsta de echipă, da? Când voi sunteți, simți prin lipidele respective, voi sunteți o echipă care creează o inimioară, hai să spunem așa, un tot întreg. Da. Da. Ce reprezintă al doilea element? Al doilea element este ceea ce ne încarcă pe noi cu energie, asta este călătoriile. Observ coincide și cu Elena, partea de două, da? Deci voi ambii vă încărcați în călătorii. În cazul tău este elementul ăsta ati. Reflectă cumva ceea ce îți place ție mai mult sau nu neapărat? Mie tot îmi place ce înseamnă călătorii și munte și apă, verdeață, copaci. Poate eu să o completez. Iahă, absolut tot. Pe Elena o umpli mai mult apa, cu toate că ei pește, dar când o să mă umpli apa, că mergem în vacanță, să stea 7 zile, 10 zile, 15 zile numai lângă apă, pe nisip, și absolut nimic. Eu sunt genul de om, când, de exemplu, merg mai mult în vacanță, să merg mai mult să explorez. Mai activ. Să văd zonele. Eu sunt explorator. Explorator. Bine, îmi place 3 zile, 4 zile. Am stat la soare, dar să vii, stai numai 8 zile sau 10 zile, adică chiar nu înțeleg și mie îmi place mai mult zona asta să explorez, să înțeleg ce cu zona, ce se întâmplă acolo. Și asta ne încarcă pe noi cel mai mult. Da, eu voiam să completez că George e persoana care în călătorie, el e persoana activă. Maxim de activ, eu sunt mai pasiv. Asta și voiam să menționez. Și eu merg și da. Hai. Dar noi funcționăm, deci asta pe noi ne completează faptul că eu cizilez că mai stăm să ne bronzăm și el că să explorăm. Și când adică explorăm, îi place pozele, îi place... adică cred că în asta și constă compatibilitatea. Acum, față de ceea ce eu am ales, unul e exact aceeași, sau să încep cu prima de jos, ieșirile noastre la cini împreună, la mic dejunuri, anume pentru noi doi. Deci, iată, asta e timpul nostru când noi ieșim și ne delectăm cu un mic dejun delicios sau cu ceva, dat fiind faptul că însăși relația noastră a început în restaurant, cum ar veni, adică de acolo a început totul și pentru mine e o încărcare din asta cu energie, anume că noi avem timpul nostru stând, savurând o cafea bună sau o băutură delicioasă, dar non-alcoolică, nu mă refer la. Și iată, pentru mine asta contează foarte mult, mine mă încarcă mult anume momentul ăsta. Și piramidele, călătoriile, exact, adică cum noi, când noi ne organizăm călătoriile noastre, da, adică iată, asta e foarte important. George, povestește-mi ce asociere ai cu imaginea asta, direct cu asta. Observi metafora. Da. Metafora inconștientă pe care tu ai atras-o, da, pe zona plus și pe zona minus, ține de faptul că tu simți că în relație ai nevoie să simți senzația asta de zbor, de ușurință, de mișcare în aer. Da? Deci momentul ăsta metaforic al tău în relație este zborul.
și inconștient ai ales atât păsările, da, care creează un tot întreg, cât și aripile. Pentru Elena este elementul timpului, da? Că este important, tic-tac, cu regularitate să ne ducem la mic dejun, știi? Cu regularitate să ne ducem undeva, da? Deci elementul ăsta de regularitate clară și că nu este elementul de așteptare. În cazul tău, când simți că e așteptare și nu este elementul ăsta de ritmicitate, da? Poți să ai senzația un piculeț de că ai nevoie, da? Deci elementul tău e ritm. Da. Și voi doi aveți ceva în comun, pe voi doi vă încarcă explorarea, locurile în care voi puteți primi plăcere, să fiți doar voi doi. Da? Deci cuplurile care reușesc să savureze timpul doar ei doi sunt cupluri care sunt conectați pe nivelul, în primul rând, a inimii, atunci când ei sunt împreună, o ales nu doar cu capul, confort, băi bun, fată bună, da? Dar și cu inima, atunci când înțelegem că valorile sunt comune. Uh-huh. Cum a fost pentru voi exercițiul ăsta, Elena? Fă-ne un feedback. Foarte ușor, simplu, adică nu m-am stat să mă gândesc, să analizez, am ales exact ceea ce simt, din ceea ce trăiesc, din ceea ce avem, chiar n-am stat să... A reflectat așa, cum și este, așa și l-am ales. Deci nu am stat, da, oare ce carte, da, oare asta, nu, exact cum este, așa și am ales cărțile. Uh-huh. Cum e pentru tine exercițiul ăsta? Nu pot să zic că a fost un exercițiu care a fost dificil pentru mine, cu toate că am avut mai multe cărți care să aleg, care ne reprezintă, dar e ceva interesant. Feedback pentru voi? Vă sunteți un cuplu care are energia aripelor și energia timpului ca și încărcătură, da? Elementul ăsta de încărcătură. Și voi doi sunteți cuplu care are nevoie să exploreze. Iată elementul ăsta de explorare, elementul ăsta al naturii, al căutărilor, este elementul vostru comun. Ce știu despre voi, că voi chiar ați avut experiență să locuiți în altă parte decât în Republica Moldova, așa că tot ce sunt explorarea, da, și felului de a fi a cuplurilor în alte locuri, voi ați avut-o. Spre final vreau să vă întreb cum a fost pentru voi terapia de cuplu și ce a fost pentru voi valoros. Toată informația și, pot să zic, confirmarea pe care am primit-o, cumva ceea ce gândeam și simțeam după această terapie, cumva a fost ca o confirmare, ceea ce e foarte plăcut. Nu am venit cu așteptări, dar însăși terapia în sine, exercițiul cu imaginile și ceea ce s-o puzzle care s-a unit aici pe masă, deci este ceva așa, o euforie, să zic, da, așa interioară. Asta, da. Mersi mult pentru feedback, pentru părerea ta. Acum a zis și Elena că este o confirmare, sunt exerciții care tu poți să te regăsești și poți să mai înveți ceva nou sau să mai descoperi ceva, că tu, de exemplu, asta o mai ai tu sau mai ai în relație și poate cumva nu ai pus punctul ăsta. La final vreau să vă întreb care ar fi un singur element, sfat, pe care voi l-ați recomanda cuplurilor ca să fie și mai plin de iubire și mai iubitori. Cred că aici cele două care ne-a reprezentat pe noi, și eu spun ferm că comunicarea este pe primul loc. Deci cât mai mulți comunici? Cu sigur. Bine. Partenerului unul față de celălalt. Adică să fii maxim de sincer, de transparent și să comunice elementele noastre, da? Să aibă o comunicare, o libertate în a comunica, da? Unul cu celălalt, să-și spună durerea, doleanțele sau preferințele. Sinceritatea emoțională. Sinceritatea emoțională. Da, vedeți că aici cuplurile. Eu la final pot spune un singur lucru, că eu totdeauna cuplurilor le spun că doar iubire nu-i de ajuns. Este nevoie de comunicare și de efort reciproc, calitativ, nu chin și o sândă, dar efort calitativ reciproc, așa că eu vreau să vă spun că am văzut un cuplu care are și iubire și efort calitativ reciproc. Și noi vă mulțumim foarte mult! Daniela, Elena, participanta noastră de astăzi, mi se pare o femeie care... Este foarte ok, sau cel puțin pare foarte ok cu ea însăși. Sunt foarte curioasă ce schimbare ai putea să-i faci așa încât să o uimești și să-i, eu știu, să-i faci așa o schimbare de look. Părerea. Da,
cred că prea departe nu o să merg. Un pic o să modificăm lungimea părului. O să fie ceva ce din start am înțeles că o să-i fac. Sper să îi se potrivească. În rest, da, nu o să fie nimic radical. Din câte văd, o să fie ceva foarte comercial, ușor de purtat, de coafat. Precum Elena are un copilaș mic, trebuie să ne gândim să fie totuși ceva practic. Și cu drag o așteptăm la noi în salon. Tu, Veronica, ce schimbări vrei să-i faci Elenei? Da, eu azi, dacă toți suntem în ajun de sărbătorile de St. Valentine's, nu știu. Adică ori o să merg pe ceva super romantic, ori o facem așa, mai rea, știi? Adică un single de Valentine's Day, da. Bun, nu știu, cu siguranță o să-i pun accent pe... De fapt, nu știu ce o să-i pun, pentru că avem și buze, avem și ochi bine conturați, da, avem și volum, deci avem așa o ușoară asimetrie. Cred că varianta finală o să... sau decizia finală o să o iau atunci când voi avea Elena în fața mea. Sigur că o să fiu curioasă să aflu și dorințele ei sau ceea ce practică în materie de make-up și o să-mi doresc să o surprind frumos. Așa cum pot, așa cum putem, de fapt, să o surprindem. Așa că o așteptăm la noi în salon ca să trecem la treabă. Pentru Elena am ales produsele Echivalența pe care le utilizează zi de zi și rutina de îngrijire pe care o are acasă. Produsele Echivalența sunt potrivite pentru orice tip de ten care pot hrăni și hidrata pielea intens. Participanta de astăzi este Elena și are 31 de ani. Analizând pielea ei, observăm că avem pete pigmentare, dar și pistrui totodată, care se activează de fiecare dată când soarele îi sărută obrăjorii. Am efectuat o procedură de peeling chimic cu acid mindalic și acid glicolic pentru a depigmenta. Ulterior va fi o ușoară uscăciune câteva zile, dar în schimb pielea va fi strălucitoare și luminoasă. În ajutor ne-au venit produsele de îngrijire Echivalența, ce conțin acid hialuronic, niacinamide, extract de ceai verde și ingrediente care hidratează foarte bine pielea. Recomand Elenei să utilizeze cremă cu factor de protecție 50 pentru că este predispusă la pete pigmentare. Îi recomand să utilizeze vitamina C la domiciliu și totodată să nu uite să pășească pragul unui cosmetolog pentru a efectua proceduri de peeling chimic pentru a depigmenta aceste pete și totodată pentru a-i oferi tenului strălucire. Echivalența asigură doza de hidratare și sănătate pentru tenul participantelor Madam în cabinetul cosmetologic. După toate sfaturile și tratamentul impus de medicul nostru cosmetolog, rutina de îngrijire trebuie să fie prezentă. Echivalența asigură un ten sănătos și bine hidratat pentru participantele Madam. Elena, te salut! După ce am ascultat povestea voastră frumoasă de dragoste, am zis să te răpim de la George și să stăm ca între fete. Până una alta și până îți spun eu ce ți-am pregătit, vreau să ne povestești despre stilul tău vestimentar, dacă ai semne de întrebare la acest aspect, dacă cheltui mulți bani, dacă ești shopaholică, dacă le cumperi și le depozitezi în dulap, tot ce te doare, eu sunt psihologul tău la capitolul vestimentar astăzi. Bine, deci uite, prima mea problemă e faptul că eu le cumpăr și greu mă dispart de ele. Iată, de exemplu, am iată acest set care l-am din 2018 și eu tot îl scot și îl pun și mă uit, zic, parcă e în trend, parcă nu. Ce te face să-l ții? Ce anume? Amintirea? Nu, că el e deosebit.
Adică iată asta, mie îmi plac hainele care un pic se diferă decât în mod normal ceea ce îmi place, mie îmi place. Deci este o pereche de pantaloni scurți, scurți cu o fustă gen improvizată. Și aici, adică partea de sus eu o mai asortez poate cu o cămașă, dar așa, adică în sens că eu greu mai dispart de setul respectiv și iată, pentru mine ar fi fost important părerea. Iată genul ăsta de fustițe, de exemplu, nu sunt sigur dacă mai part sau nu, dat fiind fapt că eu sunt mămică acum. Nu știu dacă mai e nevoie de ea, eu cred că această fustiță clar trebuie să renunți. Așa, și mai nou am descoperit costumele, să le zic așa, ăsta e unic, așa mai extravagant, mai portocaliu, să zicem, da? Dar eu sunt, și de fapt eram mare fan roz, deci tot ce înseamnă roz, pantalonii evazați, deci iată... Fundițe, roz, roz, așa, roz, de ce? Pentru că cumva crezi că reprezintă... blondelor sau? Nu, mă regăseam. Era o perioadă când mă regăseam mult, iată, anume nuanța asta de roz, de pink, da, de... Măi, să știi că nu e greșit. Dacă o dozezi cu un sacou potrivit, atunci se mai poartă. Și la fel este, cred că din are vreo 5-6 ani piesa aceasta. Sunt pantaloni potriviți, doar că am multe semne de întrebare dacă mai ai nevoie. Dacă aș fi să aleg între ăștia de bază care îi poți asorta cu practic tot ce ai în garderobă și ăștia, clar că îi aleg pe ăștia. Rozul, deja știi cum, el este o tendință și el e fain, dar trebuie să fim foarte atente, mai ales când suntem și avem tendința de a fi mai cu rozacee sau roșiață pe față, atunci rozul ar accentua. Și mai nou, nuanțele de bej ciocolată, moca, da, adică iată piesa asta din piele ecologic, să zic așa, am luat-o, inițial voiam un sacou, dar am luat ce am găsit. Și nu sunt sigur, adică dacă e ok sau nu. Nu, e foarte păstrez, ok, e potrivită, o păstrezi, poți să o asortezi cu tare multe. Doar că da, un pic e greu cu asortat, nu sunt sigur. Am observat că îți plac și... Și printuri animal print, da, iată am așa o fustiță, inițial așa cu un pic de... Șliț în față. Dar nu sunt sigură, adică dacă animal print se poartă sau nu. Se mai poartă cu un sacou masculin, cu o cămașă oversize, adică nu aș vrea să te văd în fuste din mătase și doar în topuri. Trebuie cumva să camuflăm partea de sus ca să nu arate tare vulgar, pentru că piesa din mătase este foarte subțire și atunci ar putea, fără să vrei, să-ți mai adauge în kilograme. Am înțeles. Asta trebuie să o dozezi. E greu să o asortez cu partea de sus, iată asta. Eu inițial... Chiar dacă e subțire, poți alege un pullover alb sau negru la el, o pereche de bocanci și poți să-l îmbraci în perioada asta. Dar când e cald și vară, îți iei un top negru și o cămașă pe alb bej pe deasupra și o duci în altă zonă. Mie îmi place cămașa asta. Și am iată așa o rochiță, să zicem așa, adică e de tip creion. Ești da? Curajoasă? Dacă porți așa rochii... Da, 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 da. Recunosc că îmi plac, dar le port doar ocazional. Adică am înțeles. Nu e faină, e o piesă de rezistență. Altceva, accesorii, de ce ești tu nebunită, pe ce investești mult? Eu întâmpin o greutate, aș spune, la agenți. Nu sunt sigur dacă le asortez corect și de aceea am multe, dar nu le-am luat pentru că, într-adevăr, mi se pare că nu au nicio tangență. Deci eu le luam așa, să fie geantă. Deci tu, dacă ai observat paleta mea de culori, foarte mult se aseamnă ceea ce ai tu. Eu nu am văzut nici măcar ce haine ai tu, cât m-am plimbat prin Oasis și am încercat să-ți aleg ceva diferit. Te-am mai văzut în fuste și îmi plac tare mult fustele după genunchi, cum se pliază pe silueta ta, asortate la bocan, la loafer, mi se pare o variantă potrivită. E varianta scurtă asta, tu ai o siluetă înaltă, ceea ce înseamnă că ai putea să porți inclusiv și fuste scurte, dar cu siguranță nu așa, dintr-o textură mai densă. Îmi place cum ți se potrivesc puloverele oversize, nu vreau să scăpăm de oversize pentru că mă bucur că am participante care este în stilul meu. Rochii care ar putea cumva să te arate mai matură, dar cu un pic de toc și cu un sacou pe umeri, camuflăm ca să nu ne ducem în altă zonă și evident oranjul mi-a plăcut tare mult ca nuanța ta, verde, oranj și tot ce înseamnă culori mai închise, asortate cu unele elemente de gri și altceva, se asortează foarte bine. Sunt trei ținute diferite, dar tot din stilul casual și smart casual. Sunt sigură că o să-ți placă. Dacă ești pregătită, vreau să te invit la cabină să probăm una câte una. Abia aștept! Începem luna dragostei cu Oasis Shopping Mall, partenerul emisiunii care ne asigură doza de stil și eleganță. Din luna februarie, prinde ofertele și fii stilat cu Oasis Shopping Mall. Mie îmi place cum se îmbracă, îmi place că optează pentru ținute peste mărimea ei, îmi place că vrea să
aleagă multe culori într-o singură ținută, ceea ce este bine și este pentru gama pământie, ceea ce o reprezintă foarte mult. Mi-a fost foarte ușor să lucrez cu ea. Am ales cele trei outfituri diferite ca piese vestimentare, dar în același stil de smart și smart casual. Sunt sigură că o să-i placă ce o să vadă în oglindă, dar ținuta finală va fi una bombă. Deci, prima ținută aleasă de Nicoleta, e așa orange cu gri. Îmi place mult trenciul și pantalonii vazați. Drăguț! A doua ținută, cred că e mult mai aproape de stilul meu. Și iată, eu nu aș fi avut curajul la un astfel de trench din piele lung, dar îmi place. Și geanta accesorizată, nuanța asta de bordeaux, superb. Îmi place. Treia ținută, avem așa o rochiță și la fel asortat cu acest trench. Trench îmi place maxim și rochița așa cu aici așa niște accesorii și pantofiorii capate de culoare. Salutare, Elena! Salutare! Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Ce așteptări ai de la emisiunea de astăzi? Nu am așteptări, dar cu siguranță vreau ceva wow! Bine, dar cât de departe ești pregătit să mergi astăzi? Cât e posibil, atât, da! După cum ai înțeles, sunt responsabilă de podoaba ta capilară. Vreau să-mi arăți ce dorințe ai și ce ai schimba la tine? Mai întâi de toate este nuanța. Aș deschide-o mai mult. Ai deschide, mergi pe ceva mai deschis, ok. Și ce îți ține de tunsoare? De tunsoare deja mă las în mâinile expertului. Bine, dar ești deschisă, da? Da, la o schimbare radicală sunt deschis. Mie îmi place când eu am libertatea de a crea. M-ar interesa ce rutină ai în privința părului, ce produse folosești, cât de des aranjezi, în ce mod aranjezi părul. Da, eu o să fiu maxim de sincer, produsele sunt ceva așa de nivel mediu, însă cu aranjarea... Din comerț? Da. Însă cu aranjarea sau ceva așa, să folosesc placa foarte des. Nu, pentru că fiind mai mic, repede l-am prins în cuc și... Ceva cât mai practic, da? Da. Adică este important pentru mine să fie cu... Hidratare. Mești o mască o dată în săptămână, acolo trei de hidratare și așa, dar nu e ceva super profesionist sau așa, deci nu asta menționez. Bine, eu te-am ascultat atent, cred că ești gata pentru transformare și hai să începem. We'll be right back.
Elena, te salut și te felicit cu participarea ta la emisiunea Madame. Te salut și eu și mulțumesc din suflet. Cum este dispoziția ta? Una foarte bună, intrigantă, că fetele nu mi-a dat voie să văd ce mi-a făcut. Da, asta e una din condițiile participantelor la emisiunea noastră. Bun, povestește-mi un pic despre relația ta cu machiajul. O relație bună, aș spune eu, dar nu este ceva de zi de zi, da? Eu prefer tenul să fie cât mai liber, cât mai natural, dar când mă machiez ocazional, sigur că îmi place. Mm-hmm. Da, adică n-aș putea să spun că nu mă machiez deloc. Sau... Ok, dar când ai ocazii speciale, apelezi la serviciile unui specialist sau te machiezi și sigur? Atunci când eu nu dispun de timp și așa, da, sigur că mai mult apelez la un specialist. Dacă nu e ceva tare oficial și singuric, așa, foarte ușor, leger, dar nu ceva profesional, personal, așa, ușurel. Am înțeles. Și când apelez la un make-up artist, da, care sunt dorințele tale sau ce, pentru ce optezi? Îmi place foarte mult ca expertul din fața mea să facă exact ceea ce să-mi scoată în evidență trăsăturile, da? Nu ceva așa că să fie, da, pe asta merg. Dar nu am așteptări mari. Okay. Ținând cont de faptul că suntem în perioada asta așa, parcă e primăvară, parcă nu știu ce, cred că o să mă las și eu purtată de acest val al primăverii și o să-mi doresc să te surprind plăcut și frumos. Bine. Așa că să trecem la treabă. Am avut o plăcere deosebită să lucrez astăzi cu Elena. Vreau să zic că era destul de relaxată și deschisă către orice schimbare. La un moment dat intuia ea, cred că, pe ce direcție merg, pentru că probabil nu a văzut, eu știu, să desenez o lungă de eyeliner, dar mă bucur că am putut să o surprind totuși și să-i ofer, după cum am văzut, emoții frumoase, pozitive, împreună cu întreaga noastră echipă. Timpul s-a scurs foarte repede. Noi am avut o colaborare foarte frumoasă cu Elena. Cu toate că nu am făcut o schimbare foarte, foarte radicală, în ansamblu a fost ceva uimitor, Elena a fost destul de surprinsă și a avut emoții mari. La fel ca și noi, de fapt, am ținut cont de părerea ei și cred că ne-a ieșit ceva tare frumos. Ne bucurăm că de această dată am avut un episod mai special cu o poveste de dragoste deosebită, unde noi împreună cu toată echipa am pregătit-o pe Elena să se vadă o nouă femeie în oglindă, să se ducă acasă la George, una și mai frumoasă și specială. Sunt sigură că George o aștepta și așa, dar eu sunt sigură că după această transformare o să fie ceva wow pentru toată lumea. Mie îmi place enorm ceea ce a ieșit. Mă bucur că toată echipa am pus mână la mână și inspirație la inspirație și ne-a reușit să facem ceea ce ne-am propus. Așa că vreau și Elena să se vadă în oglindă și să vedem reacția finală, pe care cu siguranță o așteaptă și ea. Elena, momentul tău a venit! Așteptam o schimbare radicală, dar nici chiar... Wow! Cum este? Eu ziceam că se mint tare mult cu o actriță, dar nu mi-aduc aminte cu cine. Pot să zic că de emoții mi-au lăcrimat ochii instant și spuneam că la nivel de machiaj, după tehnică, întâiam că o să fie un smoochie, așa că e super. Cum este părul? Cum este noua ta aranjare? Ținuta vestimentară? Pentru că cumva... Noi totul am făcut să fie monocrom, stilat, dar și foarte așa, cu efect. Da, deci trebuie să recunosc că sunt nuanțele care le ador efectiv în ultima perioadă, deci nuanța asta caldă de așa un gingaș, da, și cu o ciocolată moca jos, așa e super, deci emoțiile sunt încă mari, părul,
Cred că singur așa la drept nu m-aș fi decis, așa că e superb. Deci reacția... Wow! Cum crezi? Poate George vorbea acum pe cameră să te vadă. Nu sunt sigură, dar pot să încerc. Hai să încercăm. Așa. Iubire! Iubita! Uite, o vezi. Hei, sunt eu, nu iubita ta, îmi pare rău, pentru că sunt eu prezentatoare acestui proiect și vreau să-ți fac legătura cu noua ta soție, Elena, dacă ești pregătit în clipele ce urmează, o vezi în oglindă, chiar acum, să întoarcem camera. Ești gata? Da. Iată. Wow. Întoarce-i camera să înțeleagă. Eu întorc așa. Iată. Da? Cum? Zic că râd, da? Râd, zici, da? Doamne, ce emoții am, îmi tremură vocea, nu mai pot. Mie mi-a fost frezat așa. Mm-hmm. Și culoarea asta mi-a avut-o. Mm-hmm. Mulțumire. Îți place? O iei acasă? Da, sau ne-o lași nouă? Că noi avem ce face cu ea. Nu, ea merge acasă. Noi te lăsăm să muncești, o trimitem acasă. Să aveți o seară romantică de neuitat, pupici. Te iubesc, ai grijă. Mersi mult și eu. Emoțiile continuă pentru tine. Noi avem cadouri de la partenerii noștri Oasis, care o să vină cu voucher pentru ținutele tale vestimentare și cei de la Echivalența, care sunt cumva și partenerii tăi. Iată că acum încă o dată o să mai ai ocazia să îți alegi produsele potrivite pentru tenul, pentru corpul și pentru tot ce vrea sufletul tău și nu doar. Poate ai ales ceva lui George, dacă cumva nu are. Noi îți mulțumim tare mult că ne-ai ales. Eu te-am ales și v-am luat în acest proiect pentru povestea voastră frumoasă de dragoste, pentru că cumva asta a fost conceptul proiectului, să vă cunoaștem, să-ți oferim ție o schimbare, dar să fie cumva cu susținerea soțului. Ceea ce am văzut la voi este tare frumos, să aveți parte de multă dragoste în continuare și dacă mai doriți schimbări frumoase, noi vă așteptăm la Madame. Dacă voi, cei care ne urmăriți, încă nu v-ați programat pentru o schimbare, să știți că eu aștept în continuare mesajele voastre pe pagina noastră de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Vă doresc multe inimioare în luna dragostei și ne revedem săptămâna viitoare, tot aici pe Jurnal TV. Pa, pa! Niau? Niau? Eu am spus niau? Ups, am spus. Precum? Cam emoții. Hai te rog, vorbim acasă. Partenerii emisiunii Oasis Shopping Mall. Echivalența.